Bună ziua! Așteptăm în primul rând explicații pe lângă anunțurile făcute ieri de reprezentanții Guvernului în privința, pentru acest moment, în privința facturilor deja emise și care sunt uh, greșite pentru că nu țin cont de legea care este în vigoare de la 1 noiembrie, lege care plafonează uh, prețurile la gaze și energie electrică și, pe de altă parte, compensează uh, prețurile astfel încât oamenii să nu fie foarte afectați de explozia prețurilor la uh, cele două componente energie și gaze. Spunea ieri Ministrul Energiei că mulți dintre furnizori nu au făcut acest lucru, și că e în derulare deja un control al ANPC, al protecției consumatorilor, de altfel informațiile pe care le avem la finalul ședinței de guvern de aici care se derulează în acest moment, ar urma să vină cu explicații și șeful ANPC și așteptăm rezultatele acestui control. Spuneau de asemenea reprezentanții autorităților, inclusiv. ANRE, că oamenii care primesc facturi umflate, facturi prea mari, nu trebuie să le plătească imediat, trebuie să ia legătura cu um, furnizorul, să ceară explicații în situația în care nu ajung însă la un acord cu acesta, să meargă mai departe, să facă reclamații la NRE sau la NPC și până la urmă ei trebuie să plătească prețul corect, așa cum prevede legislația actuală. Cei care deja au plătit trebuie să recupereze banii, spunea ministrul energiei. A apărut inclusiv o declarație controversată a lui Virgil Popescu. Acesta spunea că el nu și-ar plăti o astfel de factură mărită. Pe de altă parte, președintele PNL, președintele de partid al Ministrului Energiei, spunea că o astfel de declarație nu este în regulă pentru că încurajează neplata obligațiilor și asta ar putea duce chiar la neplata unor taxe. Așteptăm așadar explicații și în această privință. Pe de altă parte, au apărut controverse și în privința măsurilor pe care autoritățile au anunțat că vor să le ia de la 1 aprilie. Uh, propunerea făcută de premier era ca de la 1 aprilie TVA uh, pentru consumatorii caznici să scadă la energie electrică de la 19% la 5%. Liderul PSD spune că ar trebui ca această măsură să se aplice din februarie, iar TVA-ul să fie 0%, nu 5%. Pe de altă parte, și liderul PNL afirma că nu poți să dai ajutoare doar pentru industria agricol, uh, alimentară și pentru sectorul agricol, pentru că trebuie măsuri pentru întreaga economie s-a vorbit și despre această schimbare care s-ar produce în perioada următoare. Așteptăm așadar concluziile ședinței de guvern de astăzi cu detalii inclusiv legate de aceste măsuri de protecție.